Хорошо. Mergeți la mă sau nu mergi? Dacă eram aceeași problemă că l-ai avut trecut, nu văd chat-ul. Stați așa 2 secunde, vă rog. De mers, cred că merge. Sau cel puțin așa ar trebui. 2 secunde. Ce dracu are asta, mă? Na, gata, hai că am reușit. Exact, marș. Tengure, exact. Stai așa să fac și aici toate setările astea. Nu știu ce dracu are YouTube-ul ăsta, că și ultima oară mi-a dat bătăi de cap când am vrut să fac live. Nu știu care e ideea cu el. Bun. Da, așa să dau și un mic share pe partea asta la altă. Ce aveți, mă, voi cu șapca mea? Ce nu vă convine? Trebuie să mă tun și mi-era foarte lene să-mi aranjez un pic părul și am preferat să pun șapca. Asta e o metodă mai easy să nu stai să-ți bați capul cu părul. Imediat te dăm și ne bătaie. Așa. Salut, Gheorghe, salut! Mars, Daria. Salut, Bogdane, salut, salut, Mihai, salut, Daniele. Salut, salut, Corso. Ce, mă, nu vă place șapca mea, mă? Ce aveți voi cu șapca mea? Notificări de alea, ați primit și voi, sau? Salut, salut, Josh. Șapca în cap, țigara în gură, sunt turism, dar e corect. Mă, facem și cu voi, dacă aveți LSU cu România, facem. Eu acum sunt în Brașov, parcă. Nu, în Iași. Așa, în Iași vreau să merg pe la Târgu Mureș. Vreau să continui ce nu am explorat data trecută pe live. Vreau să merg în toată România să văd. Fă live pe Twitch? Nu, frate, niciun caz. În România nu... Nu merge Twitch-ul. Salut, salut, Laura. Mă, vrea cineva să vină ca să știu dacă aștept. Deci eu acum sunt la Iași, deci dacă vrea cineva să vină să scrie acum în chat să știu dacă l-aștept sau nu. Mi se pare mie să avem bătrânit, hai că da, frate. Laur, mersi frumos de abonare, frate, mersi mult. Salut, Sebastian. Acces, de fapt, salut, frate. Hai că rai de la Matiti, dacă e. Salut, salut, Cristiane. Stai să-mi iau kick în pâine, trebuie să fie aici ceva. Da, nu știu care, și data trecută exact, nu știu ce morțele are YouTube-ul ăsta, că mi-a dat și data trecută bătăie de cap, nu trimitea notificare, nu vedeam chat-ul, acum la fel, nu vedeam chat-ul, a trebuit să stau să îmi caut live-ul ca să pot să deschid de acolo chat-ul. Ori nu mai știu eu să fac live-uri, ori s-a dus dracu YouTube-ul ăsta. Care ai de la Matiti. Daniele, mersi frumos de abonare, frate. Păi dacă vrea cineva să vină, deci eu acum o să merg cu se numește la Târgu Mureș și plec de la Iași. Dacă vrea cineva să vină, să mă aștepte pe la Târgu Mureș pe aici. Stai așa să...
Mă, ce aveți, mă, voi cu mine și cu șapca mea? Vă place vouă șapca mea? Nu cred exact. Stai că ăsta este drumul, frate, ca să ajungi, să ajungi la service în Brașov, ca să înțelegeți și voi ce mișto e. Exact, nu știu dacă ai văzut DLC-ul, dar cel puțin Constanța, frate, e bullshit în comparație cu ce au făcut în țară, cum ar veni. Deci mi se pare cel mai decăcat făcut partea aia cu Constanța, gen. Acolo chiar nu și-au bătut capul deloc. Dar nu, nu cred că o să intru pe 5M live-ul ăsta. Adică m-am urcat sigur, nu intru. Da, exact, nu, partea aia în Constanța și-au bătut joc, frate, acolo, sincer. Deci, în comparație cum a făcut în restul țării, în Constanța nu și-au bătut capul deloc. Unde acolo ar trebui să fi făcut super mișto, gen. Dar chiar și-au bătut joc acolo. Lasă mă cu Suceava, Suceava nici nu avea ce să facă, de-aia n-a pus-o. Bă, exact, dacă te uiți pe ultimul live, gen, acolo o să vezi că din Constanța am plecat. Deci chiar acolo nu... Nu și-a bătut capul deloc. Salut, Nico, salut! Acum sunt la Iași. Cred că te-ai Târgu Mureș. Marc, nu, nu mai joc ce se vrea. Salut, Pocale, salut. Dar nici n-are Brăila, frate. Dacă nu mă înșel. Dar mi se pare că e Brăila. Cred, nu mai țin minte. Stai că aici s-o lăsăm un pic mai ușor. Bă, și asta încă o chestie nașpa, n-au făcut, frate, grob, bă. Deci aia lipsește din DLC-ul ăsta, gropile. Sunt câteva străzi care, să zici că na, sunt așa un pic mai aduce în România, dar... Salut, Gabore, salut! Hai că le-am astupat eu, dacă e. Dar deja am plecat, am ieșit ca și cum din Iași, acum sunt prin sate, exces. Nu mai știu în ce de asta am intrat acum, că n-am fost atent. Dacă vedem acum unde sunt. Deci ies din... Din Târgu Frumos, ok. Titi, ai chestia să mă trolezi, a? Mersi frumos de donație prețioare, apreciez. Din gură, mă, Titi. Salut, Hel, salut, salut. Da, v-am zis, cei care mai vreți să veniți cu mine și aveți DLC-ul cu ăsta, cu România, duceți-vă în Târgu Mureș și ne vedem acolo. Exact, nu ți-ai luat, mă, sau tu de fapt nu cred că te mai ieși Eurotrack, așa-i?
Nici nu cred că ar rost să întreb dacă ți-o luat DLC. Pare, nu, ăsta arată bine, frate, la interior. Uite, mă, drumul ăsta mai seamănă, uite, mai sunt drumuri de astea peticite pe aici, pe drum, uite, ăsta mai seamănă drum de România, uite. Deci aici au venit și au peticit, măcar. Deci, uite, zona asta mai seamănă așa. Mai dă așa spre România. N-am înțeles exact, ok. Ai bani pe multiplayer, Gabore? Ce dracu ai făcut? Și cum dracu să-ți iei bani? Aici fac ce fac băieții cel mai bine, taie lemne. Și aici, în zona asta, e mișto, nu? Dar ce ai făcut, mă, PS-ul l-ai vândut? Ce ai făcut? N-am ce mișto aici. Chiar e mișto rău zona asta aici. Ce v-ai vândut calculatorul ca să-ți repar mașina sau ce dracu ai făcut? De ce dracu l-ai dat? Adică nu înțeleg. Așa ce mișto făcut. Câte DLC-ul, mi se pare că îl găsești pe Instant Gaming cu 14€ sau ceva de genul ăsta. Dacă nu mă înșel. Altă nu am garaj la Târgu Mureș, păi cumpără. Sau nu e deloc garaj acolo sau care e? Ce mișto e aici? Salut, Tudore, salut! Când apare update-ul? Ce update, Gabore? Pe 5M sau ce e update? Cum mă, n-aveai ce face cu el, bă, știu exact, ești bătut în cap să mă arăt copiii mei dacă te vin. Sau tu ești pe modul ăla, gata, mi-am luat carnet, nu mai mă joc la calculator sau care idee? Și frate, rău, să mor eu. Grei, nu, n-am blocat nimic. Uite, mă, au pus și gunoaiele aici, mă, deci fii atent, mă. Au ținut cont și de aspectul ăsta, în parcările astea. Deci au pus și gunoaiele aici. Alexandru nu, nu cred că-i Târgoviște. Hai că n-ai timp, mă, exact. Tu ești un om foarte ocupat așa de fel, am auzit de tine. Iartă-mă pe mine că... Al dracu, el e ocupat, nu? Îți apare donația? Cât... Dracu. Uite că a apărut acum. Probabil ala mai mult să... să proceseze. Uite, vezi, deja a mers greu. Cred că a durat un pic mai mult, cine știe, sau probabil din cauza, se numește, la desync-ul ăla între live, probabil din cauza s-a durat.
Dar mersi frumos, Grei, de donație. Mersi mult. Unde mergi acum? Merg la Târgu Mureș. Bun, Andreea. Hai că sigur e Dorohoi pe hartă dacă e. Stai liniștit. Și aici mai dăm de ceva serpentină. Dante, acum da, sunt singur. S-ar putea să mai vin acum la Târgu Mureș niște băieți. Salut, Carale, salut. Uite, poate vine și Carale, dar nu știu dacă are el ziua acum. Băi, nu știu, Ștefane, cred că la service o să ne vedem. Cel mai probabil la service în Târgu Mureș. Oricum, eu acum nu mi-am luat cursă sau ceva, deci am practic remorca goală. Acum vreau doar să merg prin toată România, gen, ce drumuri sunt și chestii de genul. Deci nu mi-am luat nicio cursă acum. Pai și ție, Crisa. Și mersi de donație. Foarte bine, Marc. Să-mi pun Sorine? Ce ai cu membru sau la ce te referi? Bă, care le-și merită, sincer să fiu, adică... aduce a România într-o oarecare măsură. Bine, mai puțin drumurile, să zic, adică spre asfaltate, dar în rest duce așa către aspectul ăla din România, știi? Dar nu înțeleg la ce chestie te referi, Sorine, să mor dacă înțeleg la ce chestie cu membru. Exact, ele 14 ore acum, mi se pare că pe Instant Gaming. 14 ore mi se pare că e acum. Sau uite, 15. Ce melodii nașpa sunt pe radio, o să iese așa. Că am băgat practic radio-ul din joc. Dăm pe ăsta altul. Bine, ce-i mai... am ceva melodie ca lumea mai interesantă. E clar. Neața Dartila. Am înțeles. Ok, Ștefane, stai așa că vin și eu imediat. Asta nu știu, merge. Ah, hai că merge. Gata, hai, asta lăsăm.
Asta e un update mai nou, Hel. Cu asta, cu navigația. Adică mai nou, mi se pare că are ceva timp. Sorine, acum nu sunt pe Discord. A, nu, în română încă nu l-au. Poate acum, dacă tot a băgat DLC-ul ăsta cu România, poate îl fac pe ăla și română. Salut și ție, Andrei. Și ce vrei să facem reciproc? Mersi frumos de donații, frate. Mersi mult. Marius să nu are foc și ani, frate, pe hartă. Pe 1, gen. Dante, sunt pe 1. A, dar nu am chestia activată, Sorină. Eu nu vreau să o activez. Îți pare un bullshit. Tu zici de chestia aia de la YouTube, nu? Andreea de la ea și-am plecat. Da, am înțeles acum, Roberto, la ce se referea Sorin. Dar nu, nu activez chestia aia, n-am nevoie de. Da, nu știu, Sorine, sincer, nu mă încântă chestia aia. Salut, Fluc. Stai, uite, serviciul l-am în față. Dar stai că aici mi se pare că am pus, că vreau să merg la... Stai că vin imediat și la serviciu. Se pare că în partea asta, dacă mă duc, e o firmă. Da. Stai să văd care e treaba și pe aici și după aia vin la serviciu. Salut, Armin. Andreea, mai nu știu ce inclinație ai tu, frățioare, da? Dacă vrei, poți să-ți recomand pe cineva. Și se rezolvă. Și mergi încă o dată pentru donație, frate. Asta e să intru până aici și după aia vin la service. Hai că s-a deschis și poarta asta dacă e. Ce trebuie pentru DLC-ul cu România? Să-l cumperi, frate. Trebuie niște bani, eventual. Salut, Baghi, salut! Service.
raționătate. Going East e un DLC, ăsta Black Sea e un alt DLC. Sunt două DLC-uri total diferite. Apollo, mersi frumos de abonare, frate, mersi mult. Cred că era să mă urc un pic pe bordură. Unde sunt gropile? Pe aia e problema, nu prea sunt așa multe gropi. Din păcate. Salut, The King, salut. Uite, mă, că e și garaj aici. Ce zice că nu-i garaj? Uite, că e și garaj aici, în stânga. Și uite și pe Dantes. Stai că vin imediat la serviciu, hai să mă duc și aici la garaj. Dar se pare că l-am cumpărat pe ăsta. Trebuie să văd dacă l-am cumpărat. Asta-i pe aici să intrăm? Asta mi se pare că l-am cumpărat deja. Da, e cumpărat deja asta. Pot să ies pe partea asta altă? L-am luat direct de pe Steam DLC-ul. Că l-am luat exact atunci când a apărut. Ianis chiar e mișto. Lipsesc câteva chestii, dar este mișto. Bă, văd că până mai decât Dante s-a apărut. Ștefane, tu unde ești? Zice că vii tu încă. Știi cumva după nume când făceai roleplay până târziu? Apollo. Probabil. În momentan nu mi-aduc aminte. Darius, dar nu cred că este, frate. Stăm aici un pic până vine, dacă mai vine careva. Bă, lipsesc, da, destul de multe. Gropile, multe orașe. Deci cam astea sunt orașele. Cluj, Timișoara, Reșița, Hunedoara, Craiova, Pitești, București, Călăraș, Cernavodă, Constanța, Galați, Iași și sate ce mai sunt pe lângă. Mamă, aici Bacău, Mangalia și rest mai sunt doar așa niște sate pe aici acolo. Ce părea de Renault Rogue? E cam puturos, sincer. Așa arată bine, mie îmi place cum arată. La interior chiar îmi place cum arată. Exteriorul arată decent. Dar ca și putere e cam trist rău. Salut, Orija. Salut. Salut, Augustine. Oh,
Ok, Ștefan, hai, te așteptăm. Suntem aici la serviciu. Stai să vedem unde mergem de aici. Tot așa vreau prin zone pe unde nu am fost. Ar fi odată zona asta aici care duce către Brașov, că sunt niște serpentine. După aia pe aici, pe la Cluj, o să vreau să merg. Păi cred că o să fac un drum dus întors de la Târgu Mureș la Brașov și la Brașov la Târgu Mureș și după aia o să merg în Cluj. Că vreau să descoper și drumul ăsta național. Uite, eventual o să merg până aici. Și după aia de la Brașov mergem pe la Cluj. Adă, uite, mai și pe aici, pe la Galați. Unde nu am fost. Dar asta cred că după aia. Să facem partea asta de aici și după aia partea de jos. E bun și Renault, nu zic că... Dar că dacă îi bagi lăsat una și cam mare, s-ar putea să te cam plictisești cu el. Renault sau Mercedes? Mercedes, cred. Bă, dar un radio mai de doamne știu găsești și-o pe aici, până una alta. La română 1 n-au pus, mă, să mă rămăsă. Bine că au pus de-astea de ruși. Ce urât. Hai să dăm înapoi pe ăsta, poate. Hai că lăsăm așa. Hell no, nu mai joc, mai summer car. Nici n-am mai băgat chestii cine știe ce. Încât să fac un alt live cu el. Mă, Ștefan, văd că a venit. Mai vrea careva să vină să știu dacă mai aștept sau nu. Tibi, e o perioadă foarte lungă, n-am avut cum să fac live-uri pentru că n-am avut PC. Adică am avut PC-ul, dar nu mergea să mai fac de pe el. Îmi dă și mie cadou, uite să cutie în România. Frate, vine acum colindele, du-te și colinde și fă niște bani. Bun, hai să dăm și noi bătaie. Te văd că a venit și Răzvan. Mersi frumos de abonare, fețele. 23 de lei? Aiurea. Înseamnă că mergi la două case sau ce faci? Tibi nu, 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 n-am dat. Ce mă tare, la 16 ani e o rușine să mă duci cu colindă? La urmă nu e o rușine la nicio vârstă, în atâta timp cât o faci bine, n-ar trebui să fie nicio rușine.
Păi de ce mă, Dario? Care e problema? Cât timp o faci bine? De ce e ceva rău în asta? A, că te duci aici semipareză și n-ai nicio treabă și așa, da, înțeleg să vină ăștia cu coasa după tine, da? În rest... Am înțeles, Dare. Pe băieți, vă recomand în spate să păstrați un pic de distanță, că vă că și acum ați făcut accident, deci păstrați un pic de distanță între voi, că... Na. Mai e desync, mai e lag. Deci păstrați un pic de distanță între voi. Că nu se știe. E, sorry, ne stai leșit, că... Nu-i ceva nou. Salut, loco, salut! Asta e mișto. Dar că aici văd că au aruncat doar mulți boscheți și cam atât, da? Rareș, mă duc către Brașov acum. Am plecat de la Târgu Mureș. După aceea să mă întorc înapoi către Târgu Mureș până la Cluj. După ce ajung la Brașov. Și vedem dacă nu ne ia foarte mult timp, poate facem și partea de jos pe acolo, pe la Galați, zona aia. Să vedem ce-i și pe acolo. Bă, da, mai rămas 3, nu eram 4 în total? Cine lipsește? Ce nașpa că o să facă noapte în joc. Și probabil până ajungem noi înapoi la Cluj o să fie noapte. Și nu prea combine. Rare și pe live-ul trecut am fost în Constanța, de acolo am plecat. Și crede-mă că e bătaie de joc ce s-a făcut acolo. Adică ai un Carrefour, o tentativă de port și cam atât. Deci nu prea e nimic
de văzut pe acolo, să zici. Să s-o oprim. Asta că un pic mai în față, eventual. Că nu oprim și noi chiar așa în curbă aici. Bine, pe margine nu pare cum că sunt piloni ăștia. Stai că te oprim mai în față la... Stai așa. O să oprim mai în față aici. Dar oricum, deja am ajuns în Brașov, practic. Te pune să intrăm în față. Stai că nu știu de ce voiau ăștia să oprim. Hey, hold on, Sistel. Ce mai tam? Dacă mi s-a blocat asta acum. Mă, serios? Nu pot să apăs iPhone-ul, nu pot să apăs nimic. What the fuck? Mă, serios că nu mai pot să fac nimic acum? Ce bullshit, what the fuck? Da, stai că ies din joc și intru el. Nu stai așa să intru înapoi. Nu așa. Nu mai puteam să fac nimic, nu mergea să... Să mai apăs nimic. Așa. Asta e că mă sunt în queue, trebuie să aștept. Salut, Cristian, salut. Să bagă înapoi sărăcia de radio, adică asta. Ce, Dante să avea treabă? E, oricum, stai să mă bagi și pe mine și pe aia dă-mi bătaie. Dacă mai sunt 52.
Tu ești în queue pe Five M sau unde ești? Gata, că m-a băgat și pe mine. Bun, să fac că ei deja au ieșit de acolo. Lasă-mă, Andrei, că ești bine. Că nu mai durează mult când te bagă și pe tine. Cristiane, trebuie mai întâi să faci bani pentru unul. Dacă doar ce ai intrat, nu cred că... Mai voiam să intru acolo, dar să intru după aia. Probabil nu ai bani să-ți iei unul și de aia nu poți încă. Nu poți bag de aici motorină? Serios? De unde poți să bag, mă? Depinde, Cristiane, ce camion, na. Na, din partea asta trebuie să bagi. Să fie full acolo făcut. Da, că am greșit pompa. Salut, tati, salut! Da, Nicu, să vii, frate, foarte bine! Mă chinui să văd toată harta, dar nu cred că nu o să reușesc cu live-ul ăsta. Cred că o să mai mergem doar până la Cluj să vedem și zona aia de acolo. Oricum e mult de mers până acolo. Și probabil live-ul următor cu Eurotrack o să merg prin zona aia de jos pe acolo, Galați, spre Constanța, în zona aia. Marc, te poți uita în descriere. Hai să las un pic mai ușor să vină și băieții. Dar, dar nu pot acum să mă uit. Lasă-mi un mesaj pe Discord eventual. Și trimitem. Salut, salut, Benny. That's right.
Adi, mersi frumos de abonare, frate. Nu să intru și aici, să l-am și pe ăsta descoperit. Cred că am intrat doar să-l descoper atâta. Să mi-l arate acolo pe hartă cu galben. Salut, Valentina, salut! That's right. Și mersi și de abonare, frățiere. Mersi mult! Ce dracu-i cu drumul ăla încolo, mă? Stai că și pe acolo să vreau să merg. Dar mai trebuie să intrăm și aici. Dar eu n-am mai jucat Red Dead, mai așa să mai bage chestii, că pe multiplayer n-am mai făcut nimic. Și o să vreau să continui story-ul și story-ul cred că o să-l continui pe live. Dar nu știu când o să mă apuc din nou de el. Că sunt undeva pe la jumate, cred, cu story-ul sau ceva de genul ăsta. Dar chiar dacă sunt la jumate cu el, o să vreau să îl fac totuși pe live. Am oricum vreau să mă joc, chiar dacă se uită lumea, chiar dacă nu, tot o să vreau să-l fac. Dacă trebuie să mă încadrez. Cred că iau sigur bordurile. Asta dacă n-am luat. Da, păi oricum o să fac, Dari, când o să mă apuc să termin istoria, o să fac, Dari. Am înțeles. Am, uite, mă, drum ca România, mă. Ce trag să... A, gunoi, ok. Da, e mișto drumul pe aici. Da, și vreau să merg pe fiecare drum, știi? Uite, mai sunt drumuri de-astea mișto. Și cântar, băieți, aici. Dar restul unde sunt? Că da, Cristian.
Dai seama, și eu n-am suspensiile alea activate? Asta trebuie să fie. Și că nothing to activate. Parcă nu știu, nu mi se pare suspensia, că de acum parcă e altfel. Da, uite, mă, altfel parcă se simte suspensia. Parcă. Are sus mai în față. Bă, dar și voi cum dracu vreți să întoarceți de acolo? Sau ce dracu ați făcut? Ați făcut accident? Nu a făcut accident. Aia, au intrat pe câmă, uite-te la ei. Bă, ce dracu faceți aici, mă? Bă, Dante, să ne jucăm Farming Simulator, bro. Ai greșit jocul. Bun, este așa. O să vreau să... Deci... Mai e zona asta pe aici, pe unde vreau să o iau. De asta nu trebuie să pun acum point. Ok, deci o să mergem la Cluj. O să pun până aici point-ul. Era mai fi drumul și ăsta care duce către Hunedoara, dar aici nu cred că cine știe ce de văzut oricum. Și mai am zona asta de aici, de jos. Dar cred că o să bage când în apropiere de Crăciun. Se pare că așa au băgat și anul trecut, nu? Dacă nu mă înșel. Nu știu, parcă se face noapte în puii mei.
Asta cred că s-o fac o mică schemă. Ca să-mi le arată și pe ăsta descoperit. Aici a făcut o mică românească de aia. Salut, salut, Nicolae. Stefane, dacă vrei să stai în față, poți să stai. Doar să spui point până în Cluj. Salut, bum, salut. Ștefane, da, la Cluj mergem. Am mai întoarcem înapoi pe, cum se numește, către Târgu Mureș, de la Târgu Mureș la Cluj. Român. Hai să mă român, mă, care au DLC-ul. Salut, salut. Cristiane, da, am trecut și pe lângă București. Dar mai am și prin zona aia pe acolo multe de văzut. Da, bine, o să trecem prin zona aia când... După ce termin aici cu Clujul și cu asta. Dar nu știu dacă o să facem tot pe live-ul ăsta, dar nu cred. Am lăsat-o mai încet ca să vină toată lumea, deci dacă ați rămas în urmă, aveți timp aici să ne prindeți.
Spray nu, nu sunt toate orașele. Câteva orașe din România. Să zic între crimele astea mai principale. Și câteva sate gen între orașe. Cum a fost aici mai devreme. Ștefane, dar nu prea mergem noi pe aici cu 90. O să lași un pic mai încet prin zona asta. Mai spre nu cred că o să mai bage alte orașe. Cred că așa o să rămână DLC-ul. Deci nu cred că o să mai bage alte orașe. Mă duc către Cluj. Am plecat de la București. De la Brașov, pardon. Aș prea, da, am fost și pe lângă Galați, încă n-am intrat chiar în oraș. Live-ul trecut am fost pe acolo. Își ține așa la banda dacă... Dar e în cel mai rău caz, poate să-mi șteargă clipul. Asta în cel mai rău caz. Hai că n-ai like, Ștefane, dacă e.
Cred că a dispărut Ștefan. A avut și el etusă. Ștefan, ce dracu ai făcut atât? Să-ți fac și aici dreapta. Ca să-mi apară și asta cu galben. Mă, la ore, în momentul de față, fai vemă. Ștefanie, nu, nu l-ai lovit. Nu l-ai lovit pe nimeni. Frația pe caneta, înțeles. Salut, salut, Dali. Bă, și cu Scoda aia era o idee, de mai mult să aminte de ea. Și cu aia era o idee de mers. Bă, și ce, mai mult acum vreau să văd toate astea. Adică nu fac vreo cursă sau ceva acum. Să-mi iau Skoda, mă? Chiar am mai făcut aia ceva la Skoda sau tot la fel a rămas cum era înainte? Vai morței și fără frâne. Nu-ți place zăpada de pe Five M? Toată lumea m-a bătut la cap că vrea zăpadă. Nu am asta să mă gândesc dacă să-mi iau Skoda aia sau nu. Deci nu cred că o mai am, sincer. Trebuie să-mi cumpăr alta dacă vreau. Tot la fel a urmas, parcă am modificat frânele. Păi, cred că o să iau. Da, uite aici. Nu aici nimic, nimic. Așa, așa. Vă lăsăm pe ăsta. Așa. Asta știu că parcă pe aici am trebuit să pui nimic. Asta nu vreau. Asta este tot de poliți. Se pare că cu asta aveam eu voie, nu? Asta știu că sunt de poliție. Dar cu asta mi se pare că am voie. Ia cam atâta. Aici la interior mi se pare că puteam...
dracu să pun aici. Lăsăm și noi așa. Așa mai face el. Poți să colorezi și jantele? Uite, ca să nu știu. Păi stai că acum m-am dat în Frankfurt, stai că trebuie să dau înapoi. Unde e? Manager garaje. Meu Deus, como que vocês conseguem, cara? Excelente. Chama, solta. Não é tão de... Tem que mergar com ela, um serviço. Ah, pe de aduce, le fac și pe astea negre. Care să arate bine. Uite, și avem și serviciul lângă. A, la asta ce era nașpa, din câte mi-aduc aminte, consuma mult. Că e mai catrincă cu asta, adică merge mai repede treaba cu... Bă, dar stai că eu am chestia aia activată cu suspensiile. S-ar putea să nu fie ok. Aude, hop. Stai că o să trebuie să scot chestia aia. Salut, colegul, salut! Ia stai așa să vedem. Aha. Ia stai așa puțin. Am altceva. Stai să scot chestia aia, dar mă știu care asta îmi se pare. 1 trebuie să fie, cred. A, nu. 0. Dar cât e default-ul, frate? Nu știu, 0.50. Să am stabilitate. Asta e ok. Suspension-ul, 1. Cred că ăsta e default-ul. Uite că vedem acum. Mersi, mersi, DMC. Vă pasez, aprinde pe farurile când dau și echip. A, vrei să fac jantele chiar? Da, trebuie să fac atunci a... culoarea aia, griul ăla mai deschis. Stai așa. Stai așa să vedem. Ceva de genul, să zicem. Să zicem. Uite, inițial așa vreau să vopsesc eu mașina. Griul ăsta așa, mai șobolan, să zic. Un pic mai deschis, cred. Ceva de genul, să zic.
sincer, n-am chef acum de 5M. Ca aș fi intrat, dar chiar n-am chef acum de 5M. Dar nu știu unde au dispărut băieții. Mai dăm cu Skoda acum. Da, da, le spunem. Dar e nu e acasă acum. Fabiane, nu știu, frate. Chiar nu știu. Mă pare mai stabil acum, nu? O, dar e stabilă, mă. Chiar e stabilă rău. Dar e bine. Păi trebuie de vopsit, exact, are mai multe probleme. Pe capot a crăpat vopseaua, pe plafon la fel. Bine, pe plafon nu se vede așa de tare, dar pe capot se vede. Pe la praguri are puțină rugină. Și în plus de asta vreau să... Da, să vopsesc. Neața nebunule. Și după ce vopsesc vreau să-i fac și interiorul. Ce mă, băga limită de viteză și la Skoda, mă, la 110? A, Darius, nu trebuie să-ți bagi niciun mod, trebuie să fii pe multiplayer. Dacă ești pe multiplayer, poți să-ți cumperi mașina. Bă, Darius, că nu mai știu ce comandă era, era ceva cu G... Stai așa, că o să, când o să mă opresc, adu-mi aminte și ți arăt. Era odată ceva la stabilitate și odată ceva la suspensie. Sunt două comenzi. Dar văd că chiar se ține bine, adică uite, n-am treabă cu ea. Și înainte cred că dacă făceam asta la viteză cu mașina asta, parcă se răsurna. Și caban ce week, stai că nu știu, vopsitul? Nu știu, încă nu m-am interesat. După sărbători vreau să mă interesez. Și în principiu, undeva pe la începutul verii, vreau să bag la vopsit. Sau poate chiar mai devreme, nu știu. Să vedem. Silent, da, dar fac Google. Dar trebuie să ai jocul cumpărat. Darius, da, pentru single player îți trebuie mod. Trebuie să cauți modul de Skoda dacă îl vrei pentru single player. Horic, nu știu, frate. Probabil că o să băgăm update-ul, să fac și live. Fabian, azi sigur nu joc 5M. Deci azi sigur nu. Exact, îmi activați mie un căcat, dar o să trebuie să-l scot. Dar am uitat să-l scot. Este ăla să te avertizeze că ai trecut limita de viteză. Ăla pipăi așa.
Fabian e nu știu, dar mai durează. O să vă las comenzile. Când o să opresc, o să vă las. Da, Marker se ține bine pe... Păcat că nu mai pot să treci de 110 acum. Oh, Carlos Drinks, ce faci, boss? Ce puile. Stai că ce trebuie să fac. Salut, salut! Trească mafia! Ce faci, boss, pe aici? Mă plimb, păi ce faci? Uite și noi la o cursă mică. Foarte bine. Ca pe jeți. Salut, Carlito! Drumuri bune. Salut, salut! Apropo, ți-am dat like! Mersi, mersi! Te mint eu! Bă, n-am mințit niciodată! Ei, știu că mă mintesc, stai liniștit, adică... Ei, na! Ce random a fost răzit ăștia! Lasă-mă exact, că e bine, acum merge și pe DirectX 11, nu mai e pe DirectX 9. Am acum toate pe full, cu VSync activat, îmi stă în 144 de FPS-uri. Și mai sunt, într-adevăr, mai sunt momente, dar asta când mi se încarcă mulți player deodată pe hartă, mai am niște spike-uri de alea, știi? Dar în rest, chiar merge bine acum Eurotrack. Stai că sunt în spate, bine, hai că te aștept. Până una alta să le arăt și la băieți. Hai că opresc aici un pic mai în față. Mă, deci prima comandă e așa. Deci asta cu G suspension stiffness, cu 2 de F și cu 2 de S. Salut, salut, Daniel. Deci asta ar fi una. Mai asta cu G, bară jos track, bară jos stability, cu Y la final 0.50. Dar ce dracu, văd că îmi dă niște failuri aici, to open. Văd că dă niște erori aici. Și cam atât, astea două sunt. Deci astea două trebuie să le... Notați-le și voi acolo pe chat să le aveți. Uite, bă, că a notat Claudiu acolo. Da, și la aia cu suspension, așa puneți 1. Că 1 am pus. Hai, plămă la sfarurile pornite. Hai să vină și Dantes. Silent, mă duc la Cluj acum. Dar tu, Dante, pe unde ești? Uite, avem și turși pe aici. Cât de în spate ești? Dante, tu sigur ești în spate? Că trebuia să o de ceva timp. Hai că-i dau așa ușor, Dante, și dacă zici că ești în spate, mă ajungi în urmă.
Salut, Virus, bine venit. Băi, chiar acum că e noapte în joc, voi vedeți ceva gen pe live, adică se vede? Dacă să dau așa cu fază lungă. Mi se pare că pe live se vede un pic mai întunecat, dacă nu mă înșel. Ce mă, deja am intrat în Cluj? Așa, repede? What the fuck? Ok. Trick, te salut, frate, bine venit. Salut, Norton. Trebuie că am ajuns mai așa repede. Dar Dante stă la Cluj, sunt acum. Frățioare, vezi că nu-i de glumă cu chestia asta. Asta, tac, tac. Chiar nu-i de glumă, frățioare. Salut, Ricky, salut. Să intru aici, să mi le arate și pe astea cu galben. Frățioare, dar n-am făcut eu montajul. Am preferat să îi las pe cei de unde m-a luat PC-ul, de la PC Garage. Pentru că mi-era sincer frică să nu mă trezesc să-mi fi venit vreo piesă bulită sau ceva și în momentul în care să încerc eu să o asamblez, să mă trezesc după aia când o trimit înapoi, zic că a fost vina mea. Așa, dacă ei l-au asamblat, ei l-au testat, n-au ce să comenteze, știi? În cazul în care venea vreo piesă, mai așa, știi? Am zis că, bă, dacă tot dau niște bani, pui mei. Așa mare haliș-beliș nu era de făcut, știi? Pot să mi-l fac singur. Și am preferat să dau 100 de lei în plus să mi-l monteze ei. Dar, nu, n-ar trebui să fie greu. Până la urmă, în ziua de azi, frate, un search pe Google, faci orice. Cum să fie, Ricky? Salut, Havoc! E mare aici Clujul făcut să mă rămâsă dacă te vin. Numai în Constanța au pus două blocuri și un Carrefour în pui mei. Ia uite cea cât te plimb. Cred că o să fac și aici dreapta. Ricky nu mai deschid filmul pe IDS. Prea mare bătaie de cap pentru nimic.
Da, bă, pe am luat scoata ca să pot să mă plimb mai repede prin România, să văd fiecare drum de ăsta, știi? Ca să n-arate cu galben cam peste tot. Că în momentul în care mergi pe un drum pe unde n-ai mai mers, îl face cu galben. Și asta vreau acum. Bine, am aceea nașpa că e noapte și nu prea se vede mai nimic. Dar și ăștia din față cred că fac exact aceeași chestie ca și mine. Ce mă, se blochează live-ul? Cred că și aici vreau să fac stânga. Se mai blochează cuiva live-ul? Da, și așa exact fac aceeași chestie ca și mine. Vor să descopere toată harta. Aha, văd că am fost live-ul trecut în Craiova. Serios că se mai blochează? Dar n-ar trebui. Chiar n-ar trebui. Salut, Cosmine! Salut și pe Dantes. Da, așa, Dantes, că mai sunt pe aici locuri pe unde vreau să... Bestiale. Ce zici, bestiale? Care-i treaba? Așa, Dante, scos te cam în vârf aici, a? Adică cam asta o să facem, o să ne vârtim pe aici, să facem toate astea cu galben. Cosmine pe Eurotrack, frate, scrie și în titlul ăsta, mă joc. That's right. Sebi, mersi frumos de abonare, frate. Foarte bine, bestial. Xena, salut! Bă, da, câte firme au ăștia, mă, în Cluj aici? Mai în Constanța a pus un Carrefour și sărăcia aia de port.
Cred că are pachetul de drumuri grele, spun asta. Xenonul nu e Transfăgărășan. E un loc super mișto, cu multe serpentine și chestii de genul ăsta. Poate o să trecem și live-ul ăsta pe acolo. Dar stai mai întâi să termin asta pe aici, pe la Cluj. Că mai am drumuri pe unde nu am fost. Păi Cosmine, poți să iei o singură mașină, Skoda asta, așa să ai pe multiplayer, gen, știi? În rest, doar camioane. Dar te lasă și cu o mașină și asta, cam pentru asta este făcută, gen, și este explorez cum ar veni, știi? Cam ceea ce fac eu acum. O să mă uit imediat și pe hartă să văd dacă mai am pe aici pe lângă Cluj și pe unde mai trebuie să mai merg. Dar nu înțeleg de ce nu mi s-a pus numărul de matriculare la mașină. Cred că mi-l arată pe ăsta de Germania, dar nu înțeleg de ce. Trebuie să mi-l arate pe ăla, ce l-am pus eu. Na, nu cred că o să mai adaugi alte mașini. Na, de ce să adaugi alte mașini? Bun, stai așa puțin. Stai așa, Dantes. Să vedem pe aici, pe la Cluj, dacă mai trebuie să mai mergem pe undeva. Mă, cam atâta pe la Cluj. Cred că acum o să iau pe drumul ăsta de Hunedoara. Uite, de asta ziceam, aici sunt serpentinile astea mișto rău. Zona asta aici. Și pe aici, la fel. Și zona asta pe aici e mișto. Deci astea două... sunt chiar mișto ca și drumuri făcute. Stai, că o să-i dau atunci în jos aici către Hunedoara. Să-i dau până așa. Sau de fapt, trebuie să-i dau mai întâi până aici. Hai că dau așa. Salut, Rareș! Cum să mai fiu abo? Foarte bine! De unde și Darie? Sau ce acum, a intrat în mine? Sau ce s-a întâmplat? Cred că m-a atâmpt. De ce nu fac? Bani folosesc rățeare, cum să nu folosesc? Dar am schimbatorul jos aici.
Dar pe live, adică sigur n-are cum se vadă. E doar mersi, și am, am permis la seara. Habug nu, frățioare. Ce-ți pare rău, frățioare? Edward, dacă vreau, pot să-mi iau o rulotă de aia gen în spate, știi? Să o car după mine. Ricky, nu știu, frățioare. Nu știu dacă se mai uită dimineața lumea la Eurotrack. Nici seara nu văd că nu se mai uită. Dar îmi uită dimineața. Dacă acum am văzut că aici a sensul. Bă, da, și frânele văd că l-au îmbunătățit la Skoda. Adică acum când a călcat frâna ca lumea, a frânat spre deosebire de alte leți. Vede alte zale, mai merge și tu cu faza lungă, că... Nu se vede dracu, tot bordul luminat. Hai că da, Havoc. Ce mai au de lucrat însă la... la Skoda asta? Ar mai fi transmisia. Cel puțin a doua e inutilă. Nu știu de ce au făcut așa transmisiile. Deci e chiar făcută inutilă a doua. Că de-aia întâia, de-aia a doua degeaba, trebuie să ai imediat a treia. Și dacă ar mai face și transmisia, ar cam fi perfectă. Ce costa de turnul de pe serverul de 5M, o să vezi, frățioare, că nu o să apară. Momentan nu dăm niciun spoiler. Mersi frumos, Ricky, apreciez.
Ah, dar se mai faci o dată zi în jocul ăsta. Am un Havoc, să ai niște prețioare. Fabian e când o să fie gata, atunci o să apară. Că dacă era gata... Îți dai seama că era băgat de mult, că doar nu stăm așa cu el gata. Havoc, știi foarte bine, frate, de ce ești banat. Și n-are rost, dar mai ar să începe să ne contrazicem unul pe altul, că... N-are rost. Fabian e da, cel mai probabil da. Adică asta vrem, că anul ăsta să terminăm. Ricky, noapte bună, frățioare. Fabiane, noi așa sperăm. Cam pentru asta lucrăm. Să încercăm să putem să și mărim numărul de sloturi. Asta e, dacă fac dreapta. Văd că și încolo este așa puțin. Ușor, Dante, ușor, 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 ușor. Ca să pot să mă uit un pic pe hartă. A, în dreapta e pe aici ca și un miez din țară. Ia mă, să facem dreapta și ne întoarcem exact acolo, la vamă. La vamă ne întoarcem. De ce, mă? Darie. E relaxant, frate, jocul. Adică e Caterinca așa să te mai joci, știi? Să mai pierzi vremea. Dai, Flo, încearcă să reinstalezi multiplayer-ul. Vezi ce eroare îți dă. Că probabil în eroare zice care e problema. Salut, salut, Andrei. Da, mă, Fabiane, stai și nu-i problemă.
Ce mișto sunt și satele astea aici așa făcute. Uite și mare biserică aici. Adică, Daria, cu ce enervezi? Da, Andrei, mă știu. Sper să n-aibă lag ăsta. Asta are poză cu Perry. Păi da seama, Darien, ai zis că ți-ai cumpărat calculator? Ce dracu, deja l-ai făcut căcat și pe ăsta? Adică nu cred că ai mai mult de un an de când ai calculatorul ăla, nu? Parcă așa zice, ți-ai luat calculator? Sau ce obțin așa mă aduc aminte? Aici trebuie să fie intrarea în vamă. Da, ce mișto a făcut ăștia aici. Dacă presupun că pe aici trebuie să intrăm. Pare pe aici trebuie. Salut, Dima. Ce mă, trebuie să mai fac ceva? Ah. Cred că durează până mă verifică sau ce? Deci stai, mă pune pe mine cu mașina pe cântar. Asta e cântar aici, a? Sau? A, ba nu. Crezi că e cântar aici. Sau ba da, e cântar ăsta. Da, asta e cântar aici, ca și cum. Ei, mișto rău făcut. Sper că am pe unde să întorc mai în față, nu? N-am înțeles, Dari. Ba, iurea, ce să zic. Și acum pot să întorc și eu pe aici sau? Fac și eu o mică schemă. O românească de asta, cam prea românească. Trebuie să rămân pe burtă cu ea acum. Ok, bine. Da, mergem înapoi. Them out and find VT
Salut, Daniele! Ai ceva, Mac, cum ar veni exact. Ce mă, cum se numește ăla? Petrin, sau ce-al trebuie să fie? Petrobo sau ce-al trebuie să fie ăsta? Petrin. Să vină și Dantes. Da, am fost până aici să, să descoper zona. Exact. Să-mi arate cu galben. Hai că ai oprit și Dantes dacă e. Dima, da, e el se ocupă România. Ham nu-mi place cum sună, de-aia nici nu l-am pus. Adică cel puțin din exterior sau de ca dracu, deci că n-ai evacuare așa sau de. Salut, Gheorghe! Andrei, mersi frumos de abonare! Mane, probabil ce ai găsit nu e DLC-ul cu România, este probabil o hartă făcută de cineva. Că nu cred că ai cum să-l găsești așa pe net. Mersi frumos, Andrei. Gheorghe, ce ți se pare că fac? Adică de ce mai mă întrebi? Mă joc, asta pare. Ce ți se pare că fac altceva? Încerc să explorez toată harta României. Na, ok, Bogdan. Da, Horic este un radio ăsta din joc. L-am pus acolo să cânte ceva pe fundal. David, mersi frumos de abonare. Scuze, Dante, stai că citeam chat-ul, vă rog. Scuze. Hai, dă-i înainte dacă te grăbești. Hai că bag acum manele exact dacă e.
Înainte, înainte, bă. Nu știu ce s-a înstrângat, mă, înainte. Sau? Nu vrea să duc. Asta așa, Dantes, că ne oprim aici până la Peco. Nu știu dacă am trecut pe acolo. Nu știu dacă e pe hartă măcar. Dante, ce dracu-i faci, mă? Salut, Mariane! Salut, George. Bă, dar și înainte cred că trebuia să iau eu, mă. Cred. Bă, că nici zona aia pe acolo nu am explorat-o. Asta e așa puțin. Așa puțin, Dante, că vreau să mă uit repede. Da, uite, trebuia să iau și pe acolo. Trebuie să fac o românească cumva. Deci, Dante, trebuie să facem o românească de aia. Și cred că, uite, aici cred că putem să facem o românească. Haide, Dante, pe aici facem românească. Facem aici încă o românească. Așa. Ca să avem și zona asta aici descoperită. Cred că și aici când trebuie să fac eu. Și reprezentanța, man. Gata, acum puteți să ne continuăm drumul.
Ia zi, mă, exact. Mă, Transfăgărășanul nu e. Și nici, nu cred că e nici Transalpina. Sunt serpentine, adică sunt niște drumuri de astea cu serpentine, dar nu știu ce drum ar trebui să fie ăla pe acolo. Dar Transfăgărășanul sigur nu e, nu știu, Transalpina. Dacă, dar Transfăgărășanul sigur nu e. Ce-a făcut ăsta aici? Foarte bine, Dima, mersi. Bă, dar eu pe aici am mai fost sau care idee? Bă, că ăsta mi-l arată cu galben pe aici. Mi se pare ceva ciudat acum. Da, iar ar fi fost mișto exact dacă îl băga. Oricum, e mișto și zona aia, deci pe acolo, în zona aia, pe la Brașov, gen, știi? Treci pe lângă Bran, pe acolo, știi? Adică e mișto. Făcut. Cu serpentine, cu... toate nebunile. Nu cred că mai bag alte orașe. Adică mai mult ca sigur, nu cred că să mai facă aici ceva la el. Cred că așa o să rămână. Aici sunt mai multe zone pe unde trebuie să merg. Dai să fac așa cercul ăsta să l-am așa făcut. Să intru odată și pe aici. Nu, nu s-a băgat nimic din Moldova.
Dar pe acolo, Iași, zona aia, ce mai e, să zic așa, știi? Dar bine, asta din România. Dar din Moldova, Moldova, nu, nu s-a băgat nimic. Salut, frățere! Băi, e bine măcar că au făcut, adică... Mai rău era dacă nu făceau deloc, știi? E bine măcar că au făcut. Mamă, câte lemne sunt aici să moară copiii. Să știți că fabrica asta e și realitate. Și sunt mult mai multe lemne tăiate decât vedeți aici. Ca idee să vă faceți așa, cam cât se taie la noi în România. Ce vrei să faci mai exact cu ele? Ia stai așa că vreau să mă uit un pic pe hartă. Deci, am fost aici. Aș mai avea zona asta aici până la Hunedoara. Facem așa. A, tu doar să le ai, am înțeles. E, e și asta o idee. Nu poate să zic că eu trebuie să fac stângă aici. A, să le mai așa, că mai mergi la un grătar, la un ceva. Salut, Fresh! Bă, dar asta nu sunt cu tirul acum, gen, sunt cu mașina. Aici e... A, ce mă, au și autostradă aici? Mai aveam acolo o zonă pe unde nu am fost, dar e, lasă așa acum. Da, pe XS, sincer, dacă n-aș fi avut volanul, nu cred că... mai jucam Euro Truck. Dar nu se vede că e mașină, gen, mică. Adică pare să interior de camion. Singur acces. And
Ah, de fapt da, stai că ai dreptate, exact. Stai că nu m-am sabit. Access e doar o mașină, cum ar veni, și asta. Care ar trebui să fie o Skoda, în realitate. Skoda de aia, superb. Model de la mai nou, între ghilimele. Vedele morții lui de șurub. Ce șurub era ăla, frate? Da, am văzut și Adi, nu știu, probabil le mai place Eurotrack-ul sau n-au primit notificare. Dar cred că mai degrabă merg pe ultima variantă cu notificare. Că și ultima oară am avut probleme cu live-ul. Prima și prima oară când am încercat să dau drumul n-a trimis notificări, abia a doua oară când a dat drumul el a trimis notificări. Și mă gândesc că probabil aceeași problemă o fi și acum. Că așa târziu nu e, cât e ceasul? E 11 fără, deci n-ar fi foarte târziu. Pendulum, te salut! Adi, nu mai joc mai să marcar. N-am ce să mai fac acolo, am făcut tot ce era posibil. De exact, atât mai incidente de astea ai avut să mură dacă te mii. Mișto și pe aici. Bine, aici dacă vin două camioane, n-au loc să treacă unul pe lângă altul. Aici nebunau și poartă, știi ce-o? E un nea mitică care stă aici, știi? Hai că scoate asta, nu prea are pachetul de drumuri grele la cum faci. Să văd unde mai am de mers. Dacă mai am pe aici prin zona asta. Ar mai fi la Carrefour ăsta și cam atâta. A, și mai e și aici. Bă, ce alunecă pe aici, tu ești prost? Dracu.
Băi, ești nebun, ce patinează, băi. Uite, mă, ce, cum faci, ești nebun? A, dracu, Skoda. Da, mă, ne-ai văzut ce patină? Aici ceva o firmă la care n-a fost aici pe dreapta. Dracu, te bagi, băi, handicapatule. Uite, îmi pare prea deștept ăsta. Hai, se mai oprește și motorul lui, nu? Hai, te poți. Hai, că au făcut, dacă e update la mai seama marcar. M-am uitat și-o, frate, ce update-uri au făcut. Sunt bullshit-urile ce-au băgat ei. N-am mai făcut nimic interesant, să zici că poate să se merită să mai fac un live acolo, știi? Adică, în principiu, ce am putut să fac în joc, adică ce se putea face în jocul ăla, am făcut. La hotelul ăla. A, nu, nu mai joc mai să marcar. N-am ce să mai fac pe jocul ăla, frate. Ce să mai fac pe el? Ziceți voi, ce să mai fac pe el? N-am făcut toate prostiile pe el. Restaurantul ăsta. Salut, Mario! Băi, se vede ceva în oglinda aia, m-a rămas. Gata, lăsăm așa. Da, mai a descoperit și eu live-ul aici.
cred că următorul live pe Eurotrack, cred că o să vreau să fac zona asta pe aici, București, Călăraș, Cernavodă, Galați, că mai am aici o grămadă de zone pe unde n-am fost. Aici în principiu că am fost peste tot. Mai sunt câteva zone pe unde n-am fost. Dar așa în principiu am fost cam peste tot. Aici văd că pe la Iași am uitat eu să, când am plecat. Mai aveam câteva firme pe unde trebuia să merg. În rest mai am pe aici pe la Galați, pe la București văd că mai sunt multe pe aici. La Călăraș, Cernavodă. Uite, e și Mangalia pe aici puțin. Bine, doar o firmă aici, Mangalia. Te mă știu, și-au bătut joc de Constanța asta, frate. Un Carrefour și... Căcatul ăsta aici de... Și că port. S-a agregat să fie portul de la Gigi, teoretic. Dar și-au bătut joc de el în ultimul hal, să moară copiii mei. Nu, eu fac convoiuri, da? Adică cine vrea să vină cu mine e binevenit, n-am interzis la nimeni. Cine vrea să vină, să vină. Dar că au fost mulți care nu aveau DLC-ul cu România. Și n-au venit mulți. Da, și după aia o să trebuiască să facem zona asta pe aici, Bulgaria și cu Turcia. Că văd că și pe aici sunt multe locuri. Te place ce serpentine sunt. Și pe aici cred că o să fie mișto prin Bulgaria. Bun. Da, băi, ți-am zis că vă urez o noapte bună și ne auzim, cred că mâine sau poimâine, la fel cu un live de-asta cu Eurotrack. Și 5M, v-am zis, cred că o să fac cu 5M abia după ce facem update-ul pe server. Cred că până atunci nu o să fac vreun live. Așa că, hai, noapte bună!